O hotărâre aprobată de guvern stabilește că elevii claselor a 11-a, a 12-a și a 13-a vor beneficia de decontarea cheltuielilor pentru achiziționarea de manuale școlare în limita a 55 de lei pentru fiecare elev. Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, măsura are scopul să contribuie la creșterea calității procesului educațional prin accesul elevilor din ciclul liceal superior la resurse educaționale, ceea ce se va reflecta cu siguranță și la nivelul rezultatelor la examenul național de bacalaureat. Potrivit actului normativ pentru decontarea cheltuielilor de achiziționare a manualelor școlare, elevii claselor a 11-a, a 12-a și a 13-a vor depune la Secretariatul Unității de Învățământ o solicitare scrisă însoțită de factura fiscală din care reiese numele elevului, părintelui sau tutorelui legal instituit, informațiile referitoare la manualele achiziționate, suma achitată, titlul, autorii, editura, după caz. Unitățile de învățământ vor deconta până la data de 18 decembrie 2015 sumele cheltuite pentru care au fost depuse documente justificative până la data de 15 noiembrie. De această măsură se estimează că vor beneficia în anul școlar 2015-2016 aproximativ 362.000 elevi, iar suma preconizată pentru decontarea manualelor este de aproximativ 20 de milioane de lei, precizează comunicatul Guvernului.